Mascații au descins ieri la locuințele scandalagiilor din Panduraș și Obreja. Audierile celor implicați s-au încheiat aseară târziu, însă procurorii nu au dispus nicio măsură preventivă. Toți cei 8 implicați în scandal vor fi cercetați în stare de libertate. Acasă la ei, polițiștii au găsit săbi mari și un pistol. În baza mandatelor de percheziție emise de judecătoria Târgu Jiu, au fost efectuate 8 percheziții domiciliare în cartierele Pandurajul și Obreja, ocazie cu care, în incinta unei locuințe din cartierul Pandurașul, au fost găsite un pistol de calibru 6,35 mm și două săbi cu lungimea lamelor de aproximativ 80, respectiv 40 de centimetri. Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor în vederea stabilirii participației fiecărei persoane și încadrării juridice corecte a faptelor. Tărăboiul a izbucnit duminică noaptea în cartierul Panduraș, unde o femeie de 30 de ani a fost împușcată în umăr. De 2 luni de zile se țin de capul meu, ne țin drumurile. Nu ne lasă să trecem pe stradă, pe nicio stradă, nici pe strada care stau eu, nici pe strada alaltă, pe Amestecanului. Ne țin drumurile, blochează drumurile cu mașini, barează ca să nu trecem cu mașina, să le dăm bani. Cu japca. Și acum au venit acasă? Și acum au venit acasă peste mine. O parte era un central și ne-au conjurat. Unii din partea alaltă, unde stăteam ei. În dreapta și în stânga și ne-am conjurat și noi am fost în mijloc și trăgeam cu pistoale și cu săbi și cu benzina au aruncat pe noi. Amenințările cu moarte au continuat și după scandal. Noi am fost pentru că ați tras cu pistoalele și nu ne lăsăm până nu dispar din maharaua asta, îi omorâm, îi tăiem, îi facem bucăți. Poliția nu are ce să le facă, ei au scau bani și plătesc poliția în bani, că ei au, noi muncim cu ziua, ei muncesc la stradă. A tras în nevastă sa, a tras în mașina noastră. A tras cu pistolul după ăștia ai noștri și am pușcat pe nevastă sa în mână. S-a văzut documentul la ei pistol. Nu, ei au împușcat. El a vrut să tragă după noi, în echipa noastră, și a nimerit pe nevastă. În perioada următoare, polițiștii și procurorii vor încerca să afle cum s-au petrecut lucrurile cu exactitate, pentru că fiecare tabără are câte o variantă.